Steaua a învins-o cu 3-1 pe Astra Giurgiu, meciul contând pentru etapa 19-a a Ligii 1. A fost o partidă încordată, în care Steaua s-a arătat mai agresivă, dar în același timp a fost și favorizată de arbitrul Alexandru Tudor. Giurgiuveni au încasat 2 goluri datorită unor greșeli ale fundașilor. Astfel, la 1-0, Florin Gordu și-a trimis către Adi Popa. Junior Moraie și-a greșit preluarea. Popa a interceptat și a înscris din 8 metri cu un șut peste Coman. A venit rândul lui Budescu să marcheze. Acesta a preluat o minge în jumătatea stelei. A avansat până la 22 de metri și a marcat în stânga lui Tătărușanu. Când meciul părea relansat, Steaua a înscris iar prin Gardoș, care a șutat din 4 metri la colțul lung. Steaua s-a desprins prin Popa, care i-a pasat pe dreapta lui Piovacari. Acesta a preluat și a înscris de la 3 metri. Arbitrajul lui Alexandru Tudor a enervat deseori ambele echipe, care au încheiat jocul cu câte un eliminat, Mihai Pintili în minutul 89, respectiv William de Amorim în minutul 90. Giurgiuvenii au înregistrat al treilea eșec stagional, după 1-2 pe teren propriu cu Petrolul și 1-3 la Chiajna, în timp ce Steaua este unica formație neînvinsă în acest campionat. Acesta este cel de-al 4-lea succes la rând al Stelei în fața Astrei, după 2 victorii la rând ale alb-negrilor în 2011.